Valul 2 al epidemiei aduce pentru a doua zi la rând peste 2000 de cazuri noi. 37 de români au murit de ieri până azi de coronavirus. Pacienții în stare gravă sunt mutați acum de la București la Târgu Mureș cu elicopterul, pentru că secțiile de terapie intensivă de aici, cele alocate bolnavilor de coronavirus, sunt deja pline. Presiunea e tot mai mare și pe alte spitale din țară. Pentru a doua zi consecutiv, numărul infectărilor sare de pragul de 2000 în 24 de ore. 557 de pacienți sunt acum la terapie intensivă. În capitală, secțiile ATI sunt pline. Elicopterele Ministerului de Interne au transferat în ultimele zile bolnavi în stare gravă la Târgu Mureș, pentru că nu mai sunt locuri în București. Oficialii se gândesc să transforme din nou spitalul Colentina în suport COVID. La Institutul Marius Nasta din București nu mai sunt locuri nici pentru pacienții cu forme mai ușoare ale bolii. Din această zi nu am avut niciun loc liber pentru internarea altor pacienți. Presiunea este foarte mare pentru că numărul de pacienți care se internează și care au nevoie de un pat este în creștere. În județul Brașov, toate cele 38 de locuri la terapie intensivă sunt ocupate, iar spitalul modular ridicat în curtea unității sanitare nu poate fi folosit la capacitate maximă din lipsă de personal. La Brașov, unitatea modulară de terapie intensivă COVID are o capacitate totală de 28 de paturi. Dintre acestea, doar 14 ce sunt funcționale și toate sunt în prezent ocupate. Am angajat foarte mulți asistenți debutanți care trebuie integrați alături de cei mai vechi și este dificil să deschidem încă la deplină capacitate. În Iași, județ aflat pe harta cu cele mai multe cazuri de infectări, situația este la limită. Un spital modular de peste 13 milioane de euro a fost ridicat la Lețcani, doar că e încă închis. Peste 100 de module au fost folosite pentru a realiza acest spital. Ar fi trebuit să fie gata la sfârșitul lunii aprilie, însă a fost finalizat abia în luna septembrie. Totuși, de atunci și până acum, deși a fost inaugurat de două ori, dar și sfințit, aici nu a fost adus nici măcar un singur pacient. Asta pentru că îi lipsesc în continuare câteva avize de funcționare. Suntem încă în curs de depunere a unor documente suplimentare pentru obținerea autorizației de mediu. Celelalte autorizații le-a primit? Nu au fost încă emise, dar nu ni s-au solicitat completări. Singurele autorizații care nu sunt la acest moment emise sunt cele legate de ISU și de mediu. Situații limită întâlnim și în Craiova. La Cluj și Suceava, câte 3-4 mai sunt disponibile pe secția de terapie intensivă. Doar în Galați și Constanța sunt mai multe locuri. De vină pentru explozia de cazuri noi, spun autoritățile, sunt oamenii care nu respectă minimele reguli sanitare. Cel mai recent exemplu, la Deva, rezultatul alegerilor a fost sărbătorit cu o petrecere în incinta ștrandului. Pe imaginile filmate se vede cum oamenii stau unul lângă altul, fără măști de protecție.